10 luni fără salarii i-au dus la capătul răbdării, așa că au ieșit să strige disperarea în stradă. Este vorba despre angajații unui institut de proiectare și cercetare în domeniul petrolier din Ploiești, care nu și-au mai primit banii de aproape un an, deși vin zi de zi la serviciu. Banii! 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 Vrem salariile muncite! Vrem salariile muncite! Sunt oameni cu școală, majoritatea cu studii superioare. Anii de învățătură nu i-au pregătit însă pentru ceea ce pățesc acum. După 30 de ani de muncă, trăiesc de aproape un an din mila familiei. Nu se mai poate. Trăiesc pe spinarea rudelor pe care le-am adus la disperare și pe ele. Nu mai sunt bani, nu mai au nici ei bani și tot se uită la mine ca la ultimul om al casei. Ce funcție aveți dumneavoastră la inginer de 30 de ani? Suntem și singuri în țară, avem potențial. Și nu doar demnitatea are de suferit. Oamenii fac naveta, au case de întreținut și bănci de plătit. Supraviețuiesc doar cu ajutorul celor dragi. Nu se mai poate, vă dați seama, 10 luni de zile fără să încasăm niciun leu. Cu ce? În primul rând, trebuie să ne împrumutăm să venim la servici. Am zis să dăm dovadă și de bun simț, de-aia am și răbdat atâta timp. Dar nu se mai poate. Iar oamenilor le este greu să înțeleagă și cum au ajuns aici. Institutul are contracte încheiate, angajații vin la muncă, își fac treaba, dar la sfârșit de lună nu văd niciun ban. Spun că de vină pentru situația asta ar fi conducerea institutului, care nu ar fi anunțat administrația fiscală care are salarii de plătit. Așa că banii lor se duc direct la fisc. Conducerea institutului refuză să comenteze. Poți! 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 Putem fi un interes național pe care guvernanții noștri nu vor să-l vadă? La IPCUP Ploiești lucrează 120 de cercetători științifici, proiectanți și tehnicieni. Datoriile institutului, care se ridică acum la aproximativ 4,5 milioane de euro, datează încă din 2003.